avem două întrebări principale, adică prima întrebare principală, ce ține de totuși aprobarea planului de detaliu. Și eu vă spun de ce. În primul rând, proprietarul lotului de teren este administrația publică locală, Consiliul Municipal. Întreprinderea municipală, Piața Centrală, a fost fondată și fondatorul este tot Consiliul Municipal. Data trecută v-am arătat că Consiliul Documental, președintele Comisiei Arhitectură și Relații Funciare din cadrul Consiliului Municipal, nici nu știe despre existența asemenea documente și păi, e bine și e normal că să treacă această întrebare prin Consiliul Municipal. Vă explic. Și dați voi eu să termin. Și reieșind din toate acestea, după ce va fi luată vreo decizie de Consiliul Municipal, avem două, adică, direcții cum o să mergem mai departe. Dacă Consiliul Municipal o să pună cruce pe proiectul dat, atunci amin și Dumnezeu să ierte proiectul respectiv. Dacă Consiliul Municipal va accepta, oamenii, în principiu, se vor supune ceea ce o hotărâre Consiliul, însă ei vor, adică ceea ce am spus, le se garantează locurile în alt loc, dacă nu va fi amenajat și nu, adică locurile nu vor fi amenajate, adică așa cum spune legea și cum spune cartea, ei să fie scutiți de plată, dacă nu va fi amenajat, va fi topit, oamenii o să achite. Și să le se garanteze, odată ce va fi edificat centru comercial, locuri la parter, adică la primul etaj, la aceleași preț pe care ei plătesc la ziua de azi. Adică să nu se abuzeze, cumva să fie chiar că nu am amenajat, înseamnă că trebuie să ridicăm de 5 sau 10 ori plată. Nu, nu scrie. Dar cei ce sunt de anumite de Piața Centrală, este decizia primăriei, a primarului, care unde, în baza acestei decizii, noi deja am făcut o reconstrucție, intrarea de la poarta din piață. Și nu a fost nevoie de decizia Consiliul Municipal. Noi am făcut-o, am dat-o în exploatare, ea bine mersi lucrează, agenții economici care au activat acolo și acum activează, pe nimeni n-am fugărit, deci deodată, de start, nu spun întrebarea ca să cineva să piardă locul de muncă. Noi să ne pregătim minuțios, ca să venim cu răspunsuri oficiale din partea organului. Răspunsuri oficiale din partea primăriei, probabil, dar răspunsuri oficiale din partea Consiliului Municipal.